Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Tonia și ca de obicei fac astăzi citirea pentru vibrația lunei februarie pentru zodia Capricorn. Haideți, drăguții mei, să vedem ce ne rezervă luna februarie pentru cei din zodia Capricorn. Așa cum v-am obișnuit la fiecare zodie, voi extrage 3 mesaje de la îngeri. Să vedem cu ce ne întâmpină luna februarie pentru cei din zodia Capricorn. Doamne ajută, Doamne fi cu noi! Ok, Marea Preoteasă, Rota. Ok. Zecele de Pământ. Iar la baza pachetului, 4 de apă. Dragii mei, drăguții mei, perioade unice a oportunităților. Nemulțumire sau plictiseală. Deschideți ochii către alte posibilități. Dragii mei, vedeți o situație din care nu prea mai aveți mai nimic de luat din această situație. Considerați că pierdeți oportunități, sunteți nemulțumiți sau plictisiți de o anumită situație. Ce se întâmplă cu Capricornii în luna februarie? Marea Preoteasă, Arhanghelul Haniel, ascultă-ți intuiția. Ai răbdare, analizează cu atenție ceea ce îți dorești înainte de a acționa. Marea Preoteasă ne poate spune despre lucruri care nu le cunoaștem, lucruri care au aspect mistic, avem intuiție, deținem acele secrete, deținem acel pergament al secretelor și al intuiției, suntem într-o vibrație care presimțim că ceva se întâmplă, ceva se modifică. Marea Preoteasă ne poate spune despre o creștere spirituală foarte profundă pentru cei din zodia Capricorn. Cifra 2. Ori sunteți născuți sub destin 2 sau ziua a doua, ascultă-ți intuiția, dragul meu Capricorn, draga mea Capricoancă, ai răbdare și analizează cu atenție ceea ce îți dorești înainte de a acționa. Observă dacă ceea ce îți dorești este acel lucru. A doua lamelă de la îngeri ne transmite către zodia Capricorn roata norocului. Bine faci, bine găsești. Dacă în trecut ai făcut bine, vei primi înzecit înapoi. Dacă ai făcut rău către o persoană, dacă ai făcut rău celor dragi, așteaptă-te să pici pe roata destinului, adică să ți-l primești înapoi înzecit. Arhanghelul Mihail vorbește despre o relație sentimentală. Este timpul pentru o schimbare pozitivă. O situație se deblochează în mod neașteptat. Ceea ce ai crezut că este blocat și nu va mai funcționa și nu va mai fi nimic, se va debloca în luna februarie. Șansa este de partea ta, dragul meu, draga mea Capricoancă. Este norocul de partea ta. Al treilea mesaj de la înger ne vorbește despre zecele de pământ. Viața de familie fericită, siguranța financiară. Găsești magie în lucruri simple ale vieții.
Mergi către zecele de monede, te simți împlinită, te simți împlinit. Este acea împlinire sufletească a familiei, spre abundență, în luna februarie, cei din zodia Capricorn. Mergeți către zecele de monede, către ceva valoros, ceva frumos. Și haideți să vedem și din oracolul Keeper, să vedem ce lucruri importante ne poate aduce luna februarie pentru cei din zodia Capricorn. Gânduri, gânduri, gânduri. Ce gânduri vă macină? Gânduri, gânduri către o persoană de sex opus, către o persoană dragă. Aveți tot timpul un gând pe cineva pe care l-ați iubit enorm de mult. Nu vă puteți lua gândul de la el, nu există zi de la Dumnezeu, nu există zi să treacă în care să nu vă aduceți aminte de acea persoană. Însă pot să spun cu mâna pe inimă că această persoană care vă gândiți tot timpul la ea, la el, dacă sunteți bărbați, inversați energiile, pentru că foarte mulți dintre voi cunoașteți că fiind o etalare generală trebuie să inversăm energiile, din cauza asta spun și el și ea. Această energie v-a maturizat, pur și simplu ați crescut alături de ea. Ați ajuns în energia maturității. Ați ajuns o persoană care gândește mult mai matur, mult mai pământesc această relație. Însă, fără această conexiune, fără această energie, vă simțiți sărac. Sărac în sensul sufletesc, spiritual, cu griji foarte multe. Aveți conflict mental între minte și suflet, pentru că observ aici că este o conexiune, fie o flacără geamănă, fie un suflet pereche, sau ați mai trăit într-o viață anterioară. Cifrele de 16, 1, 37, 38, 15, 3 și 7, 8, 5 ne atrag atenția în această etalară, ba chiar și 6. Însă ați încercat să depășiți această situație și ați muncit continuu ca să vă eliberați de această conexiune și veți munci și luna februarie, considerând că această conexiune cumva trebuie să îl uitați, să mergeți mai departe, muncă, muncă și foarte multă muncă. Vă epuizați energia muncind pentru a vă distrage atenția de la această persoană. Însă divinitatea ne spune că nu se poate. Este o conexiune care trebuie să aveți niște lecții de viață, niște lecții pe care încă nu le-ați învățat. Însă și pe voi v-a maturizat această energie. Este o energie care vă dă niște lecții de viață. De ce vă simțiți atât de săraci fără această energie, fără această persoană din viața voastră care vă gândiți zilnic, zilnic, zilnic? De ce vă considerați săraci? Haideți să vedem. De ce? Pentru că nu vi s-a dat oportunitatea de a face în modul în care l-ați dorit voi această relație. Ați dorit într-un sens anume să funcționeze această relație și nu vi s-a dat acea oportunitate. V-ați simțit neîndreptățiți. V-ați simțit abandonați.
v-ați simțit într-o energie săracă și sunteți încă și în luna februarie în acea energie săracă. Vă este foarte, foarte greu, considerați că trebuie să lăsați această energie în trecut, să mergeți către ceva mai abundent. De ce revine persoana din viața voastră? De ce revine? Pentru că consideră că aici totuși a lăsat ceva în urmă. Consideră că relația nu s-a încheiat. Vi se oferă în luna februarie o nouă șansă către o nouă energie, adică să mergeți din nou împreună. Haideți să înnodăm povestea, să mergem mai departe. Vi se oferă asul de cupe, o nouă șansă în dragoste. Însă din această cauză v-ați ales de foarte multe ori cu inima rănită. Rănile încă dor. Și totuși vreau să văd dacă îi veți oferi această șansă, roata norocului. Fiecare ceea ce a oferit, aia va primi. Înțelegeți? Roata destinului ne spune că ceea ce a oferit va primi. Adică dacă s-a purtat urât cu dumneavoastră, va primi exact măsura care s-a purtat. Vă mulțumesc tare mult! Nu uitați să dați un like, dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru audiție, pentru vizionare și ne vedem la etalarea următoare.